Clericii din Arhiepiscopia Tomisului s-au întrunit astăzi în cadrul conferinței pastoral-misionare de toamnă. Lucrările ședinței au fost precedate de oficierea Sfintei Liturghii Arhierești la Biserica Adormirea Maicii Domnului 1 din Constanța. Preoții și diaconii din cele 6 protopopiate ale Arhiepiscopiei Tomisului au participat mai întâi la Sfânta Liturghie, oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. În continuare, conferința pastoral-misionară s-a desfășurat la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. În deschidere, ierarhul a vorbit despre lucrarea de tămăduire a bisericii și a apreciat atenția pe care preoții din eparhie o arată celor bolnavi și aflați în suferință. Biserica face o misiune atât de importantă și dacă am vorbit la trecut de timpurile rămase în urmă, noi cei de acum culegem roade de la înaintașii noștri și trebuie să ne continuăm misiunea noastră, pentru că același Hristos, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ieri, astăzi și în veci, ne este învățătorul, doctorul și Dumnezeul nostru. Să mulțumim lui Dumnezeu că avem vremuri acum mai prielnice să ne facem misiunea și să aducem roade și să luăm exemplele atât de frumoase ale înaintașilor noștri, să ne fie tot timpul un reper în misiunea noastră. Și eu vă mulțumesc, frăților voastre, că vă implicați în parohiile în care păstoriți și aveți grijă de cei sărmani și iată, mergem și la cei bolnavi, cum s-au făcut masluri în toate spitalele noastre și au fost chemați preoții în diferite locuri. În cadrul întâlnirii, părintele asistent Nicușor Morlova și părintele Ioan Aștefănoaie au susținut referatele Sfinții Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian și Sfinții Doctor Fără de Arginți din închisorile comuniste. Calendarul Bisericii Ortodoxe menționează 3 pomeniri diferite ale Sfinților Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian. Avem pomenirea din 17 octombrie pentru cei din Arabia, așa zis, de 1 noiembrie pentru cei din Asia și 1 iulie pentru cei din Roma. Pare să fie vorba de 3 perechi de frați purtând același nume, Cosma și Damian, îndeletnicindu-se cu aceeași ocupație nobilă, și anume medicina, dar în același timp practicând această meserie nobilă în numele lui Dumnezeu și în vederea convertirii și întoarcerii la credință a cât mai multor oameni pe care îi întâlneau pe parcursul călătoriei lor. La conferința pastoral-misionară au participat clerici din protopopiatele Constanța 1, Constanța 2, Calatis, Carsium, Megidia și Altium.